Nu e o lege ușoară, este destul de apropiată ca și importanță de legea salarizării unitare și lucrează serios. Să lucreze, o să discute cu toți actorii interesați, cu toți partenerii sociali. Este o lege cu foarte multe sensibilități. Plecările din sistem sunt generate de prevederile actuale ale legii. Și a apărut informația că pensiile speciale vor fi diminuate, sau mă rog, pensiile din acest sistem vor fi diminuate și oamenii se grăbesc să plece din sistem la 45, 46, 47 de ani, ceea ce nu e în regulă, pentru că statul român a investit în acești ofițeri care au experiență foarte bună și de care România are nevoie și eu cred că trebuie să li se spună foarte clar că nu se diminuează pensiile, dar că trebuie făcute discuții în așa fel încât legea pensiilor să fie o lege dreaptă, o lege justă, o lege corectă.